Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară o dezbatere pe tema programului privind sterilizarea și eutanasierea câinilor comunitari. Eu nici acum n-am înțeles ce înseamnă câine comunitar, dar probabil că o să aflu în seara asta. De mult, societatea românească n-a fost, să spunem, atât de împărțită, nu știu dacă termenul e foarte exact, pe o temă, așa cum este pe tema sterilizării și eutanasierii câinilor din București, nu numai din București, și din celelalte orașe din România. Știind că telespectatorii, știind că organizăm această emisiune, au sunat astăzi tot pe parcursul întregii zile la redacție, la redacția emisiunii Marius Tocașov. De asemenea, am primit faxuri, e-mail-uri, așa, atâtea cât n-am primit nici poate de la începutul anului până acum. Ceea ce înseamnă că această temă interesează și incită deopotrivă, pentru că sunt foarte multe păreri despre cum poate fi rezolvată problema câinilor vagabonzi, ca să folosim o expresie uzitată. Am invitat în studioul nostru pentru dezbaterea acestei teme pe doamna Ana Hălmăgeanu, președintele Societății pentru Prevenirea Cruzimii Față de Animale. Pe doamna, la fel în studioul nostru, se află doamna Angela Anton, președintele Fundației În Umbra Omului. Tot o domnișoară, nu? Da. Domnișoara Ioana Tomescu, purtător de cuvânt al Fundației Vier... Fir Foten, care înseamnă patru lăbuțe, am aflat astăzi. Era o întreagă ceartă. Băi, de la patru lăbuțe sau de la Fir Foten, nu? Da. De la Fir Foten, care înseamnă patru lăbuțe. Care înseamnă patru lăbuțe, exact. În studioul nostru, domnul doctor Liviu Harbuz, consilier al primului ministru pe probleme veterinare, până mai alaltăieri ați fost la Primăria Capitală. Director adjunct la administrația pentru supravegherea animalelor. Și dumneavoastră cunoașteți foarte bine proiectul care va fi pus în practică de la 1 martie. Chiar l-am conceput, să zicem. L-ați conceput dumneavoastră? Da. Am înțeles. Tot în studioul nostru se află domnul doctor Paul Alexandru, medic veterinar, care aveți un proiect despre rezolvarea problemei. Nu sunteți din București, nu? Nu, sunt din provincie. Din provincie? Nu, din ce oraș? De unde sunteți? Dubră, reședința, Arad și Focșani. Ați fost, când a făcut domnul Ilescu declarație, la Arad sau la Focșani? La Focșani. Ați fost la Focșani, da? Bun, haideți să vedem ce înseamnă programul ăsta care va fi pus în aplicare începând la 1 martie, un program despre care n-a apucat să spună foarte mult aseară primarul general al Capitalei, domnul Traian Băsescu. Domnul Harbuz. Programul își propune, în primul rând, să reducă numărul de animale fără stăpân prin mijloace umane, respectiv prin respectarea legislației europene. Deci, acest program presupune sterilizarea, prinderea, sterilizarea, vaccinarea, deparazitarea și identificarea animalelor și, bineînțeles, nu exclude eutanasia pentru animalele bolnave care se încadrează în listele pentru eutanasie și în cazul în care vor exista animale ce nu vor fi cerute de către cetățeni, după o anumită perioadă, acestea vor fi eutanasiate. Păi, stați puțin, credeți că cetățenii o să ceară animalele? După numărul de faxuri și pe care le-ați primit și de e-mail-uri, cu siguranță. Din experiența de ani de zile, pot să vă spun că în an de zile am experiență suficientă în care cetățenii au cerut în permanență animale și societății de protecție. Au cerut, e adevărat, însă acum e o altă problemă. Hai să vedem câți astfel de câini se află în București. Domnul Băsescu spunea că ceva între 250... Între 120.000 și 200.000 de câini se află în București, din care în proporție de 15% sunt sterilizați, au o natalitate de... Am făcut calculul, aseară am făcut calculul ăsta de 25%. 25% cu mortalitate 10%, deci o creștere cu 15% pe an.
15% pe an. Bun, deci dumneavoastră, să vorbim la concret cum veți programul, face. Programul este pe termen scurt, deci nu este un program pe termen lung și propune ca în primul an să rezolve problema 100.000 de câini, să fie sterilizați 100.000 de câini. Deci practic jumătate, să spunem, jumătate la care se adaugă și un procent pe care l-am evaluat consultându-mă și cu alți medici veterinari, la 30% vor fi eutanasiați. De aici a rezultat acea cifră care animați. Pe dumneavoastră de unde știți că 30% vor fi omorâți? Nu, deci cam cât sunt bolnavi din da. Ei. De unde știți? Nu ne-am... Din experiență, din experiența animilor în acest domeniu. Deci în proporție de 30% dintre animale sunt, se încadrează pentru eutanasie. Deci cum, lăsați-mă pe mine să explic, să explic pe înțelesul tuturor cetățenilor, dacă nu cumva au și înțeles, ce înseamnă această acțiune a dumneavoastră? Înseamnă că oamenii care vor fi angajați pentru a prinde animalele, pentru a prinde câinii, vor merge prin tot Bucureștiul. Sper că nu vor fi mai mulți în Cotroceni să prindă câinii și nu, mai puțin în Băneasa. Deci programul este planificat în așa fel încât se începe de la sudul Bucureștiului, deci dintr-un punct fix, și se va păria tot Bucureștiul, toate echipajele vor fi împreună. Ce înseamnă? De la sud se merge spre nord? Spre nord, da. În fiecare zi? În mai multe zile. Zi. În fiecare zi. În deci fiecare activitățile zi. Vor fi zilnice. Deci secretul programului este să se desfășoare într-un ritm susținut și eficient. Am înțeles. El este un program vechi. Pleacă pe teren acești angajați prin câinii fără stăpân. Absolut. Și de cei care sunt castrați, cei nu, care au fundit? Cei care au deja la gât acele zgârdițe rămân în teritoriu pentru că ei au fost deja sterilizați. Și ai cui rămâne aia? Rămân ai celor care au grijă de ei. Și în... Păi dumneavoastră de unde știți că au grijă de ei? I-au revendicat la un moment dat. Cu siguranță cineva are grijă de ei. Deci fiecare, sau nu fiecare, dar peste 70% din câini din București de sunt acord. Hrăniți. Are cineva grijă de ei, dar primarul general capitalei spunea că acești câini care rămân castrați, cei castrați, trebuie să fie luați de cineva pe răspundere. În grijă, absolut. Deci, se va face, există noi avem acte în această... Deci în evidențiile administrației există acte, cei care au cerut câinii înapoi sterilizați, vaccinați, pentru că cel mai important... Și răspund pentru acțiunile lor, să spunem. Pentru acțiunile lor, bineînțeles, în limita codului civil. Nu a codului penal, acea declarație a fost puțin exagerată. Ce înseamnă pentru telespectator e foarte important. Deci răspund vis-a-vis de starea lor de sănătate, pentru că ne interesează ca ei să nu devină un pericol din punct de vedere sanitar, adică ei să fie vaccinați, să fie deparazitați, da. Pentru că dacă, din păcate, asta este e o soluție de compromis. Pentru că dacă un câine vaccinat mușcă o persoană, nu se mai impune terapia antirabică la același, la același nivel. Dacă ei își vor... asuma răspunderea pentru îngrijirea lor, pentru hrănirea lor. În cazul în care vor mușca, noi va trebui să știm care câine a mușcat, fiind în grija cuiva, și astfel vom putea aplica observația antirabică, care este de la 10 la 15 zile. Și vreo sancțiune civilă legii sanitar-veterinare. A celui care a luat câinele comunitar în... În cazul în care câinele este foarte agresiv, el fie va fi eutanasiat, fie va lua câinele în casă. Am înțeles. Doamna Halmăgeanu, cum vedeți cele spuse de domnul doctor? Că văd că aveți un dosar foarte greu. Da. Să nu zic... mă surprinde foarte mult această schimbare de atitudine, pentru că până acum s-a făcut vorbire despre cu totul altceva. Deci punctul în divergență era întoarcerea condiționată în teritoriu. Vreau să vă spun că dacă nu este vorba despre întoarcerea condiționată în teritoriu, înseamnă că nu avem de ce vorbi. Știți că parcă vorbiți de întoarcerea vlașinilor. Deci întoarcerea câinilor în teritoriu, în habitatul lor inițial. Nu puteți să spuneți mai degrabă întoarcerea câinilor la blocurile de unde au fost la blocurile. Lați, în cartierele și de, de la ce spun că nu mai are obiect discuția și acest program? Pentru că terminăm mai repede seara asta. Conform hotărârii 75 care este în vigoare, aprobată de Consiliul General, acolo se prevede clar, obiectul de activitate al administrației pentru supravegherea animalelor este prinderea, castrarea, vaccinarea și reîntoarcerea lor în habitatul inițial. Există și un protocol care a fost făcut în anul 96 de comun acord cu toate protecțiile, care este în vigoare. Deci acest bun, dar program câinii nu vor mai ajunge înapoi în străzi, câinii care vor fi luați. Păi asta, păi, domnul asta doctor, acum mi-a spus că păi ajung. Ce, cum ajung? Păi vă spun eu. Deci eu am un câine, îl cheamă Roșcățica. Da. Da?
Și eu sunt plecat toată ziua, că n-ajung pe acasă decât noaptea. Și pe Roșcățica vin și mi-o iau domnul Harbuș cu domnul Băsescu, da? Unul de două picioare și altul de două picioare, o duc, o castrează și o vaccinează. Cum ai eu pe Roșcățica înapoi? Asta puteți controla. Eu ce să mai, că n-am timp să mă controlez. Nu, asumarea responsabilității. De ce nu luați în casă pe Roșcățica? Pe Roșcățica pentru că am un copil care are aproape 3 ani și cred că nu e cazul. Dar de când stă Roșcățica? Că am urmărit emisiunea seară pe Preș. Pe Preș? Da. Păi eu m-am mutat de un an jumate și era dinainte. Am moștenit-o. Credeam că vă prind. Credeam că stă de mai multă vreme. Nu mă prindeți, doamne, că sunt greu de prins. Deci, și știți de ce? Pentru că sunt un tip corect de obicei. Deci, domnul, sau de obicei. Sunt un tip în corect. În momentul acesta există un program în derulare. El a fost făcut însă și gândit pe termen lung. Doamna, Armocea, nu s-a schimbat datele problemei. Păi, nu, stați puțin. Într-un an de zile vor să omoare 100.000 de câini. Păi să vedem dacă se poate chiar și tehnic. Păi se poate că angajează, au fonduri. Întrebați-mi pe domnul Arbus, că e aici de față. Stați puțin că ajungem și la fonduri. Da. Deci există acest program, există acest protocol. În acest protocol, unde toate protecțiile au fost de acord cu acest program, există o minută în care se prevăd bolile care vor face obiectul eutanasiei. Deci noi am acceptat eutanasia încă de atunci. Și vreau să vă spun că domnul doctor știe, pentru că cu dânsul s-au elaborat. Da, iar lista este respectată și în continuare. Și va rămâne aceeași, nu va fi schimbat. Problema noastră este că acest act care există, deci acest program, nu s-a derulat cum trebuie. Nu s-a derulat eficient. Acum e alt program. Nu, de fapt e practic în mare parte același program. Același program, dar se va face mult mai, se va pune în aplicare mult mai susținut. Absolut. Asta e ideea. Și cu responsabilitatea celor care doresc câinii înapoi. Deci, este singura diferență între ceea ce a fost. Asta e vrăjeală cu responsabilitatea câinilor. Stați o secundă, ce e responsabilitatea celor care doresc? Ei nu sunt acasă când luați câini. Trebuie să înțelegeți că dacă nu au de unde să mai ia câini. Bucureștenii, în cea mai mare majoritate, doresc acești câini să nu moară. Dacă doresc să nu moară, trebuie să-și asume răspunderea. Trebuie să vină să semneze pentru ei. Dar de ce condiționați așa? Nu, cred că este o formă de intimidare. Oamenii odată intimidați nu vor veni să recupereze acești câini și atunci ei intră deci, în categoria câinilor eutanasiați. Intimidare? Nu, responsabilitatea este, aici în momentul în care apare răspundere penală, sigur că omul este nu există răspundere penală, acea declarație nu are nicio legătură. Această responsabilitate implică că eu, care am semnat pentru câine, răspund de acțiunile câinelui care stă în stradă. Se poate nu va semna nimeni asta. Nu va semna nimeni, categoric, nici pentru civile. Deci dumneavoastră societăția de protecție? Aici va trebui să discutăm. Va trebui să discutăm, pentru că dacă aici eu intervine rolul societăților de protecție. În moment, o societate de protecție nu poate acoperi o zonă atât de mare cum este Bucureștiul. Eu, de pildă, iau niște câini din trei cartiere peste mine. Nu vă supărați. Eu nu pot să-mi asum responsabilitatea. Dumneavoastră ați făcut afirmație că fundația dumneavoastră are, nu știu, 300 sau 500 de membri, da? Nu, cred că ați greșit. Sunteți informat greșit. N-am făcut nicio afirmație. Dar nu. Eu vă întreb, cum să spun, să încerc ca întrebările mele să fie cât mai practice sau să răspundă la practica... Asta e punctul divergent. Stați o secundă. Eu am, deci la maică-mea la ușe, da? Stă un câine. Da. Și la bloc acolo, da? La mine stă altul la ușe. Stăm în acel cartier aici. El va trebui să stea acolo până la adânci bătrâneți. Păi nu, stați o secundă. Eu nu pot să-mi asum răspunderea, apropo de răspunderea domnului... de care vorbea domnul Harbuș pentru acest câine. De ce? Pentru că eu sunt plecat tot timpul. Nu știu ce face acest câine. Absolut. Nu pot să răspund dacă acest câine, pentru că știu ce înseamnă... Stați puțin, păi nu-mi e. Sigur. Dar nu pot să răspund pentru acțiunile, să spunem, acestui câine. Corect. Pentru că în același timp eu vă spun, maică-mea dimineața, când vine la mine să stea cu aia mică, cu fetița, nu poate să traverseze cartierul bănesc. Și ăsta este un aspect care trebuie să-l discutăm. Nici nu pot, mă gândesc că și acest câine care stă la mine la ușă, cu toate că mi se pare că e un câine destul de la locul lui așa, nu știu ce face. Marea majoritate sunt la locul lui. Nu sunt, domnule. Nu vă contrazic, să știți. Nu sunt nici pentru exterminarea lor totală și la deci nu se va întâmpla. Nimeni nu și-a propus așa ceva. Vorbesc de cele două extreme, dar... Nu sunt nici pentru lăsarea lor pe străzi și să ne muște copiii și părinții. Are dreptate, Angela. Noi dorim același nici lucru. Noi nu dorim trebuie să ajungă la adăpostul de urgență. Eu vreau să vă întreb altceva. Legislația... Nu, dar vă întreba de câinele ăsta care e la mine la ușă. Asta aici vreau să cine vă răspund. Cine are grijă? Legislația internațională de protecție a animalelor spune clar. Dacă unui animal nu-i oferi condiții civilizate
de viață și să-l protejezi, da, el va fi eutanasiat. Dar noi avem, noi suntem în România. Dumneavoastră, câinele lăsându-l în stradă și neasumându-vă răspunderea pentru el, practic chinuiți animalul. Ce faceți pentru el ca să nu fie lovit, călcat de mașină, otrăvit, să nu-i se spargă capul? Dacă tot îmi puneți întrebări și mă chestionați. Nu pe dumneavoastră. Dumneavoastră, cât ați fost la administrația pentru supravegherea animalelor și ați fost responsabil de derularea acestui program, cât de mult ați eficientizat? De-am ajuns în ziua de astăzi. În perioada în care eu am fost director, a fost cea mai eficientă perioadă. Dați-mi voie să vă contrazic. Organigrama. Nu, eu nu vreau să ne mai certăm pe ce a fost, doamna. Da, da. Nu știu. Domnul doctor nu are autoritatea morală să ne certe pe noi acum, că să vină. Nu ceartă, domnule. E un om care se pricepe la asta și nu ceartă pe nimeni. Dar și nu ne pricepe pe zona noastră. Domnul Tucă, dacă îmi permiteți, consider că intervenția mea va fi de bun augur, întrucât rolul meu aici mi-am propus să fie de arbitraj între autoritatea de stat sanitar veterinar, reprezentat recte de domnul doctor Harbuz, colegul meu, și ca autoritate, că deja lucrează la da. Toată țara acum cu câini. Opinia mea este că, deci, din fenomenul este studiat de mine de 5 ani de zile în mai multe localități din țară. Mă pot bucura că mi-am încununat această muncă printr-o carte care va apare cât de curând și care este o premieră, dacă nu mă înșel, chiar și pe plan internațional, privind fenomenul câinii fără stăpân. Felicitări, zice ce faci, ce fac cu câinii. Opinia mea este că aici nu s-a identificat bine și nu s-a dimensionat foarte bine fenomenul câinii fără stăpân. Din momentul în care n-ai reușit să identifici foarte bine un fenomen, nici măcar nu ai putut să îl definești. Din momentul în care nu-i poți cunoaște dimensiunea, cum îți poți permite ca să demarezi la niște metode? Deci cum poți găsi metode din momentul în care nu poți ști, nu-i cunoști identitatea? Problema cu acești câini, care în final vor fi repuși în habitatul de unde au fost luați, nu se pune problema neapărat stricto sensul spre sensul unei răspunderi civile. Aici, cum să vă spun... Răspunsul foarte clar stă într-un fundament științific. Câinii care sunt pripășiți foarte clar pe lângă niște locuri, roșcățuța dumneavoastră... Roșcățică, roșcățuța nu e... Ăștia, acești câini, domnul Tucă și domnul doctor și stimate reprezentante ale ONG-urilor... Nu, acești câini, sexului frumos. Deci acești câini nu mai vagabondează. Categoric. Deci aici este problema. Ei sunt teritorializați. Programul trebuie să aibă o luptă. Domnul doctor, ce propuneți? Că și eu sunt bun de vorbă, dacă vreți, intrăm într-un dialog de vă termin. Ce propuneți? Bănuiesc că sunteți un, să zic, adversar redutabil. Ce propun eu? Deci propun guvernul să-și însușească planul de acțiune pe care l-am elaborat împreună cu Agenția Națională Sanitar Veterinară. Așa. Ghidul, care ce spune? Ghidul practic să fie explicativ pentru toate părțile implicate. Rugați operatorii să focalizeze pe... Focalizați? Gata? Așa spuneți, că nu contează dacă în timpul ăsta vorbiți, că focalizare e focalizare. Ca să vă demonstrez ce înseamnă identificarea și definirea fenomenului, de asemenea, rog să se focalizeze și treaba. Nu poate că aici sunt 100 de tabele. Dacă focalizează tabel cu tabel, e nenorocire. Această schemă arată de unde începe problema și cum se termină și până unde. Spuneți-mi cu vorbele noastre, ce facem cu câinii din București? Cu câinii din București. Da. Problema este că nu caracterizează numai București. Nu fiți teoretician, domnul doctor. Spuneți ce facem. Eu v-am zis problema mea și mai e o haită între blocuri de 50 de câini. Ce facem cu haita? În acțiunea de combatere a fenomenului vagabondajului la câinii fără stăpân, lupta se duce numai și numai pe factorul primar al fenomenului, respectiv câinele cu toate motivațiile sale comportamentale, și lupta nu se duce și pe îndepărtarea factorilor secundari care condură la menținere. Dacă l-aduceam pe domnul Băzescu, aici vă termina. Nu m-a terminat. Deci dumneavoastră țineați un curs teoretic. Îi revine domnului doctor, îi revine domnului lui primar Băsescu ca pe lângă rezolvarea factorului primar, dumnealui trebuie să rezolve cu intrările și ieșirile în blocuri, care reprezintă obiective ținte pentru câinele vagabond. Ce se rezolvă cu intrările și ieșirile în blocuri? Păi, câinele trage în permanență. Se referă la etologie, deci sigur la comportamentul animalului. Sigur că da. Deci câinele în permanență trage lângă om și trage în mendii antropice, domnul Tucă. Dacă nu ajustezi factorii secundari care concură... Domnul doctor, oamenii care s-au strâns acolo și au protestat împotriva lui Băsescu, i-au zis că
I-au făcut următoarea dedicație. Câinii nu sunt canavele. Până să ajungem la spunem, cercetarea științifică. Și probabil că dumneavoastră aveți dreptate pe fond. Că trebuie să existe o cercetare științifică, există. Că în urma acestei cercetări științifice, sau există, însă n-a fost, s-au adus în fața opiniei publice, doar, să spunem, obiectivele și metodele. Domnul primar Băsescu a spus că ar face un referendum. Nu mai trebuie că să facă. Să spun nimic, să multiplice acest chestionar, un sondaj de opinie și ce spune poporul bucureștean, aia se va face. Păi da, dar cine strânge astea? Cine? Păi, nici organizațiile neguvernamentale de protecție animalelor. Domnul, dați-mi voi, acest sondaj s-a făcut și acest sondaj, chiar dacă ar fi în favoarea eutanasiei, gândiți-vă că iubitorii de animale reprezintă un segment al populației care are și el dreptul la o cum să vă spun, să aibă un sentiment. De acord. Unii pentru oameni bolnavi. Dar ceilalți oameni au dreptul la un sentiment? Păi de aceea suntem împreună. Și ce facem? Împărțim dreptatea între cele două sentimente? Problema. Nu, rezolvăm problema. Ce se întâmplă de fapt? Pentru că observ zilnic se spune, se vorbește despre copiii mușcați de câini. Eu nu neg că nu se întâmplă asta, nu neg că există o cifră foarte mare, dar eu zilnic văd la televizor copii mutilați de proprii părinți. Stai altceva. Și nu am văzut cu singur. Ba da, ba da, ba da, pentru că vreau să ajung acolo. Copiii mușcați de sobolan cu copii mușcați bătuți de părinți, nu face nimic. Dar eu nu am văzut un copil mutilat într-un așa hal de un câine. E adevărat, discutăm problema câinilor, doamnă. Iertați-mă. Eu vă spun următorul lucru. Pentru că ăsta este motivul. Eu vă spun următorul lucru. Dacă fetița mea era mușcată de câine, ieri la demonstrația din fața primăriei vedeam cu furtunul de apă. Vorba unui prieten, iertați-mă. Dar eu cred eu mă pun și în postura celor care au avut de suferit de pe urma acestor câini și mă pun și în postura celor care ar putea să aibă de suferit. Dar în același timp mă pun și în postura celor care a întreținut doi câini, unul la maică-mea și unul la mine, la ușa mea. Absolut, dar mai ales că foarte mulți bucureșteni au plătit pentru sterilizarea acestor câini. Da, unul dintre ei e nevoie de o soluție de compromis. Nu putem trece la măsurile extreme, nici să-i lăsăm pe toți în stradă, fără un control, fără un filtru sanitar veterinar, pentru că acești câini trecuți odată printr-un filtru sanitar, chiar dacă se întorc în stradă, nu mai reprezintă un pericol, ceea ce e mult față de situația actuală. Dar ceea ce doresc eu este ca toată lumea să fie responsabilă. Este problema tuturor bucureștenilor. Dar nu este posibil. Și dacă iubitorii... Mă lăsați să termin. Dacă dumneavoastră, în calitate de organizații de protecție ați fi interfața între administrație și ați fi eficientă, că administrația n-a fost eficientă, recunosc, dar dacă dumneavoastră erați eficientă, puteați până acum să aranjați ca peste... să spunem 5-6 mii de câini să fie adoptați. Care domnul este politica dumneavoastră? Cum să fie adoptați, domnule simplu. Doctor, când oferta este peste de 10 ori peste cerere? Nu e adevărat. La 200 de mii de câini, la 3 milioane de bucureșteni. Oamenii care iubesc câinii au deja câini în casă. Și au nu unul, au doi, adică trei. Adică vrei să spui că în București nu sunt 150 de mii de iubitori? Eu zic că oferta în momentul ăsta depășește cererea. Deci eu am vrut să dau niște câini și era oferta prea mare. Erau niște căței din spate bloc, că asta mă ocup în ultima vreme cu câinii. Și nu mai doi mai anime. Domnul, tu că trebuie luat în considerare și faptul că oamenii sunt săraci? Oamenii nu mai au ce să dea celor câini de mâncare. Dacă mi-am zgârcit de moare, decât să-i dea câine lui, zic, dă mă ceva, nu. Dar l-am văzut toată că dădea pafuriși, ca să nu-l văd eu. Însă n-au oamenii să le dea. Nu, deci, problema... Dar, știți, dumneavoastră aveți nevoie de cineva ca mine care să vină la întâlnirea asta între domnul... La dumneavoastră. Știți de ce? Haideți să vă propun următoarea soluție de compromis. Îmi spuneți dacă sunteți de acord dumneavoastră și domnul Arbuz și în speță Primăria Capitală. Eu cred că toate aceste animale care sunt pe stradă, câinii vagabonzi, trebuie luate, da? Duse la unde aveți... aceste centre. Cei care sunt bolnavi trebuie omorâți. Categorie. Lista bolilor este deja știută. Asta, și dacă se încadrează și au acele boli, sigur, să fie omorâți. Transparență totală însă. Transparență totală, că am înțeles că veți participa și dumneavoastră la aceste acțiuni ca reprezentanți. Dați-mi voie să amândoi. E îngrozitor cu trei femei. Nu aveți de ce să aveți îndoieli, pentru că deja... Dați-mi domnule să termin ideea, că nu mă lăsați. Animalele care sunt bolnave să fie omorâte și așa cum spuneam... Adormite pentru o perioadă mai lungă de timp. Nedeterminată. Să fie omorâte cele care au bolile recunoscute atât de asociație cât și cei de la administrație. Iar animalele care
sunt sănătoase și sunt castrate, că trebuie castrate automat, dacă vor fi cerute de cei care sunt în cartier, dacă vin și cer acești câini, să le ia. Dacă nu? Dacă nu? Vin societățile pentru protecție animală. Vin societățile pentru protecție animală. Și ce fac societățile de protecție animalelor? Își asumă responsabilitatea. Păi lasă-mi pe stradă, domnul Motuca. Bun, deci dumneavoastră nu le luați, nu vă asumați responsabilitatea. Ce să facă? Se omoare, nu? Nu, se lasă pe stradă. Păi nu. Unde? Pe stradă, dar cu asumarea responsabilității. Asumarea cui responsabilității față verde cu părul pădure? De protecție animală, pentru că rolul nostru este cum să-i lasă în responsabilitate? Chiar dacă o persoană particulară, o persoană fizică și asumă responsabilitatea unui câine, nu este obligat să ia acel câine în casă. Domnul Băsescu ne dă voie să ținem pe stradă. Am înțeles, dar una e să-i supravegheați dumneavoastră și alta e să-i supraveghez eu, că măcar îl văd seara, că mă duc să mă culc. Și absolut. Plus că vaccinarea antirabică se impune anual. Dacă eu l-am vaccinat și am dat domnul pe stradă, anul următor, cum îl vaccinez? Verde față vorba părului, domnișoare. Aia care rămân și nu sunt ceruți de nimeni, îi omorâți, nu? Da. Asta este în program. Nu s-au omorât niciun câine până acum. Nu, dar dacă înainte programul este spre dezbatere publică. Bucureștiu are o situație specială. Are mai multe societăți de protecție, 12. Care, să zicem, finalmente... Eu nu sunt de acord dumneavoastră să-i lase pe asta. București are 33 de societăți pentru protecția animalelor. Iată, unele nici nu le cunoaștem. De-aia să ne au și găsut numărul câinilor. Dar, domnul Bucă, ce se întâmplă în provincie, într-un oraș în care... Deci va fi un program național, da? Da. În provincie, unde nu există o societate de protecție să-și asumă așa. Nu există în toate orașele. Și unde oamenii sunt mai speriați. Doamne, vreau să vă spun ceva. Acolo unde nu există asociație de protecție, eu mă rog, înseamnă că nu interesează. Protecția animalelor, ce vreți să le facem? Degeaba au loc dezbateri privind metodele, domnul Tucă, dacă aceste metode nu sunt construite pe fundament științific. Nu înțelegeți că sunt construite pe fundament științific. Domnului, ce faceți? Eu explic domnului, numai puțin, eu explic domnului Harbuz următorul lucru. În momentul în care toate orașele din România au niște specificități, este această, iertați-mi expresie, bulibășală de spații verzi, de zone labirintice dintre blocuri, de mizere, deci în permanență motive foarte clare pentru câinele vagabond să tragă la așa ceva. Corect. Din momentul în care eu dizloc un habitat, dintr-un habitat, dizloc un număr de câini vagabonzi, vin alții. Știți ce se întâmplă în asemenea situație, domnul Tucă? Încurajez un fenomen invazional canin centripet, de la periferie spre centru. Da. Și atunci încurajez apariția în centrul orașului, sau în zona 1, 2, 3, a câinilor adevărat periculoși. Păi câinii hoinari, care stau în medii silvestre. Exact. Deci vrei, nu vrei, trebuie să... Deci postulatele rezolvării problemei câinii vagabonzi în România sunt trei. Unu, minimalizarea numărului populațional de câini. Domnule, încep să cred că problema câinilor e mai greu de rezolvat decât problema șomerilor, domnule. Deci o minimalizare a numărului de câini comunitar de data asta, ați înțeles? Comunitar, prin controlul reproducției, că deja s-a investit un ban al natului în el. Doi, acești câini sunt asistați sanitar, medical, veterinar. Și trei, nu va avea... Dumnezeu să-i spuneți teorii. Nu, nu-i teorie. Păi nu, spuneți-mi ce faceți. Nu, păi da, exact asta v-am spus. Ce vreți să faceți? Păi, deci eutanasierea, după acest cod de eutanasie veterinar... Am spus și eu. Foarte clar, deci o eutanasiere selectivă... Da, nu numai celor bolnavi. Nu numai boli, există boli autoimune, boli genetice care... Da? Și reală, domnul doctor. Sigur că... Mai departe. Doi. Am spus. Rămân în teritoriu, indiferent că sunt revendicați sau nu printr-o hotărâre sau prin... Păi aici e problema, domnule. Păi asta nu, e punctul în suspensie. Nu, deci la mine este justificare științifică, domnul Tucă. De ce e justificare științifică? Adineori v-am explicat pentru fenomenul... Pentru popularea habitatelor? Nu. Acum v-am... Dar eu am studiat fenomenul, domnul Tucă. Domnule, nu mă certați că eu nu l-am studiat. Păi dar eu l-am studiat, eu am stat în periferie. Spuneți-mi, vă rog, de ce trebuie lăsați pe stradă? Pentru ca să nu să rămână valid habitatul, pentru că va fi ocupat de câini. Domnul Armuz, hai domnule, că... Deci, bine, de la periferie, eu, dacă vreau, nu... Eu vreau să vă întreb ceva, dacă se face prinderea de la periferie spre centru, bine, nu migrează cei din centru spre periferie? Eu am deci există mai multe categorii, sunt câinii hoinari. Deci câinii hoinari care după legislația silvică are deja o definiție. Câinii hoinari sunt cei care sunt împușcați după legislația silvică. Există câini semisălbăticiți în munți. Dumneavoastră știți Bucureștiul, domnul Harbuz. Stați puțin. Dumneavoastră sunteți un consilier. Să nu mergem la excepție. Deci programul național, dacă îmi permiteți... Spune-mi, domnișoară, ce vreți să spun? Nu sunt uluită de retragerea în munți, apărută brusc. Trebuie să ne ocupăm de București și faptul că... Nu e adevărat. Bucureștiul este un caz cu totul special.
Provincia reprezintă un alt caz special. Domnul Harbuț, vă rog. Deci, programul național își propune să țină cont de specificitatea, uitați că l-am în față, da? De specificitatea fiecărei zone și prin hotărâri ale consiliilor locale cu specificitate teritorială. Să țină cont de specificitatea fiecărei zone. Fiți mai concret. Cum adică să țină cont? De ce specificitate? În funcție de număr, în funcție de dotări, în funcție de organizație de protecție. Cum adică? Păi e o mare sau nu e o mare? Da, la Hălmăgeanu. Programul este același pentru toată țara, ați înțeles? Dar atunci, de ce? Păi dacă e același și un program, de ce specificitate să mai țină? Că e la munte sau cu lașe? De numărul de... Nu, eu vorbesc de logistică, de dotări. Păi logistica trebuie să aibă toată lumea, domnul doctor. Doamna Hălmăgeanu și doamnelor și domnilor. Deci eu zic, acei câini care să fie luați câinii din București ăsta, că nu se mai poate, să fie duși acolo, omorâți cei care au boli, care sunt bolnavi, iar cei care sunt, nu sunt bolnavi să fie castrați și ținuți în niște centre. Nu e posibil. Dar nici să mai vină păstrezi, doamnă. Nici să vină păstrezi, credeți-mă că iubesc câinii și animalele. 100 de animale într-un adăpost, ați fost vreodată să păi vedeți? Păi nu știu, atunci să-i omoră. Nu e, dar de ce e mare? Este responsabilitatea noastră. Cum să-i omoare? Este ei sau tu de vedere al Patriarhiei, pentru că eu am încercat... Care este, doamna Hălmăgeanu? Este să rezolv... A apărut pe un post de televiziune chiar ieri seară. Este de a rezolva problema în mod creștin. Și cu asta ne-au spus ce trebuie să facem. Haideți că vă deci spun să eu. Nu, nu vă supărați. Bun, atunci să fieți în centru. Deci avem reclamații de la biserică sau de la Patriarhie. Acesta este luați-ne punctul de vedere. Și vă rog frumos să nu-i mai întoarceți. Asta e punctul de vedere oficial. Aseară dumneavoastră îi spuneați domnului Tucă pe telefon, care s-a plâns că nu poate trece printre blocuri, că sunt haite de câini. Nu, eu mai că mă, este eu... vina administrației pentru că a aruncat câinii din fabrici. I-a luat și i-a vânturat dintr-un loc într-altul. De ce? Și de ce? De ce? De ce? Pentru că nu i-a mai vrut nimeni, știți bine, păi și că au spus dacă i-a duceți, i-a omorâți. Păi domnul Tucă, nu-l mai vrea nimeni în oraș. Păi asta este problema. Și deci, atunci îi reclamațiile sunt... Altul... Stați puțin, trebuie găsit o soluție de compromis și asta știți bine? Nu. Asumarea păi nu, asumarea responsabilității, este... doamne. De-aia sunteți societate de protecție, să vă asumați răspunderea. Nu, dar nu ne putem asuma măcar, iar asumarea răspundere nu este neapărat pentru că acel câine mușcă, dar în anul următor, trebuie vaccinat antirabii. Deci, doamnelor, vă spun că acei câini... Și celelalte societăți sunt de acord. Acei câini care vor fi castrați și nu sunt bolnavi, vor fi omorâși. Categorii. De cine? Noi... De administrație. Dar ce faceți voi? Noi vor fi ceruți? Vor fi de-aia care nu vor fi ceruți, ce veți face cu ei? Nu există această categorie. Din experiența noastră vă spunem că nu există această categorie de fii. Dacă dispare un copil, poate intră în panică lumea după câteva ore. Dacă dispare un câine din București, vreau să vă spun că într-un sfert de oră primesc 10 telefoane. Castrați și masculini? Tot. Prioritatea au femeile gestante. Eu cred că... Într-adevăr, nu trebuie omorâția pe care nu-i revendică nimeni, însă nu văd ce soluție ar găsi administrația pentru ei. Se poate întoarce în zone în care pot fi supravegheați. Supravegheați decât deci, vreți să vă spun ceva? Domnul primar general nu e de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Ba da, este de acord să, dacă societatea... Dacă sunt castrați... Da. Ce dacă fundația noastră și asumă responsabilitatea pentru 100 de câini... Dar lăsați-mă și eu mi-aspunde... Eu mi-asum responsabilitatea pentru tot cartierul. Dar eu trec prin cartier noaptea când ajung acasă. Dar nu se poate. Diferența între noi este destul de mare. Nu, dar n-am auzit chestia asta ca după ce sunt castrat să fie trimiși în teritoriu înapoi. Asta este o condiție pe care fundațiile trebuie... Păi și atunci de ce vă mai plângeți, doamnelor și domnilor? Păi ne plângem pentru că trebuie ca acești câini să întoarcă... Păi nu auziți, domnule, că e semnat, se întorc. Da, nu și că nu se întorc, prin asumarea responsabilității. Aici ne jucăm deci cu vorbele. Nu ne jucăm cu vorbele. Trebuie punct. Să vă asumați răspunderea pentru acei câini, dar dacă chiar îi iubiți. Dar noi suntem de acord cu acest punct. Și vreau să vă mai spun ceva. Stați puțin, doamna Hălmăgeanu. Păi dar nu vrea nicio asociație să-și asume răspunderea? Dar nu e practic vreți să vă asumați răspunderea? Uite, vrea să-și asume. Păi noi suntem dispuși să colaborăm cu primăria. Noi vom avea în fiecare adăpost... la colaborare cu primăria, vom asista eutanasiere, prindere, marcare, registrare. Nu faceți eutanasiere, adică omorâre. Deci vă spun ce trebuie să facem noi. Ce faceți dumneavoastră am înțeles. Problema rămâne următoarea, că ne-am înțeles la toate punctele. Rămâne doar aceasta, cum îi spuneți în hârtia aia? Asumarea responsabilității. E ca la moțiunea de cenzură. Ca la asumarea... Fără responsabilitate, deci, nu. Este o declarație. Angajarea guvernului. Este o declarație. Este o declarație. Deci, Iona, trebuie să înțelegem că... Doamna Hălmăgeanu. Că fir fotă... Stai să termin. Da, termin și după aceea vă lasă fiecare să spuneți câte ceva.
Se vor lua câini, e clar, de la 1 martie, se vor duce în aceste centre, se vor omorâ cei bolnavi, se vor steriliza cei care rămân, cei sănătoși, și vor fi trimiși în la locurile lor, numai unde au stat. În momentul în care cineva păi nu, vin toate asociațiile și spun că și asumă responsabilitatea. Doritoare, că poate... Acum, dați-mi voie aici, este un aspect. Există societăți de protecție care au suficientă putere financiară să-și asume o asemenea responsabilitate, pentru că în cazul în care există litigii, poate ele pot plăti... Dar și asumă pentru toți câinii. Foarte frumos! Nu deci, am spus asta. Pe cum n-am spus? Așa am înțeles că nu, n-am spus că ne asumăm responsabilitatea pentru 100.000 de câini. Păi, nu, 100.000, că nu mai rămân 100.000. Este oarecum o inepție, pentru că... Ce este oarecum o inepție? Este oarecum o inepție această chipurile răspundere civilă față de ceea ce... Domnule, n-are o bază legală. Ascultați-mă puțin, domnul Tucă. De acord. Din momentul... Cum rezolvă, de exemplu, domnul Harbuz, da, o situație în care un... Câine? Un netrebnic, un om, încercând să profite pe o astfel de răspundere civilă, hârie câinele, îl determină să-l muște, numai ca să-i primească primăria, nu știu aceasta, ce și nu știu. Asumarea responsabilității trebuie să fie neapărat secundată de o lege de protecție animalelor. Deci, prin urmare, revin iarăși la... Trebuie nu definire foarte clară. Noi intrăm în nuanță. Este deci, deja nu este o nuanță. Este foarte complexă. Deci, fenomenul câinii fără stăpân... Asumarea nu e pentru mușcătură. Fenomenul câinii fără stăpân este un fenomen biologic. Nu este nici fenomen asta. Este asumarea pentru sănătatea câinii. Eu vă spun. Nu e adevărat, adică eu sunt responsabilă numai dacă câinele e sănătos și vaccinat și dacă vă mușcă fetița dumneavoastră, nu-s răspunzătoare? Nu, conform legii, acel animal trebuie supravegheat, conform legii sanitar veterinar, 10 zile. Cum să nu se poată? Dacă vine o idee, și dacă victima are pretenții și de tratament. Doamna Armăgeanu, domnul Harbuz, eu vă spun următorul lucru. Eu dacă aș fi în locul primăriei, mă rog, în locul domnului Băsescu, în locul administrației, eu n-aș da acești câini pentru că și asumă responsabilitatea nu știu ce organizație. Nu fi de cine, nu pot să-mi permit să folosesc... Atunci singura soluție este eutanasierea lor, nu? Păi și atunci ce faci? Nu, e vorba de ucidere, asta nu e eutanasierea. Deci eu spun că nu aș da acești câini pentru că răspunderea organizațiilor cu toată bunăvoința din partea acestor organizații nu poate să fie nu poate să fie pusă în aplicare, să spun. Problema s-a creat în 30 de ani. Ea nu poate fi rezolvată chiar acum într-o zi. Deci nu pot fi omorâți într-o zi. Cam în 3-5 ani se poate rezolva. Nu, se poate rezolva în maxim 3 ani. De ce? Pentru că ei nu trăiesc mai mult de media de viață a unui câine pe stradă e de 6 ani, iar media lor de vârstă în momentul de față este de 2 ani jumate, 3 ani. Dacă odată sterilizați, toți ei dispar în Dacă orașele din România încep să se curețe, încep să se aranjeze, să fie foarte curate, să nu mai existe acele spații cu pământ bătătorit, în care câinii vagabonzi își fac tot felul de culcușuri, dacă există odată și odată această conduită civică din partea fiecăror locatar de la blocuri să țină naibia acolo ușa închisă și să nu mai intre. Dacă în loc de marile tomberoane de gunoi asta se pune... Asta e ceva, domnule, dar îmi spunea un prieten la seară, cine vă... strânge deci, gunoiul de pe urma câinilor comunitari? Înțelegeți că... Înțelegeți că... De ce nu există o lege să... Domnul Tucă... Nu știu, dar cine strânge? Haideți, spuneți. Ce de rasă. Poftiți? Aici ne extindem și la câinii de rasă. Absolut. Și aia care au câini de rasă trebuie să strângă gunoiul. În America știți cum e, pleacă cu săculețul și cu căluță. A vrut să-i impunem și aici. Iar cetățenii proprietari de câini au spus, domnule, dar de unde fac eu diferența că e de la unul de rasă, de la al meu sau de la... Trebuie legea și pentru ea și pentru ea. Nu poți să ceri unei comunități... Publicitate, ne oprim aici deocamdată. Nu pregătește-te. Ceea ce-ți doreai a devenit posibil. De la 1 februarie, la Dialog, timpul se măsoară în secunde. Dialog introduce taxarea la secundă pentru toate abonamentele cu minute incluse. Dialog face totul posibil. În plus, ai 10 minute gratuite la Dialog 50 și 150. Cowboy are multe pericole de învins. Ah!
Pentru a-l apăra, Domestos Active Toilet Gel curăță și distruge bacteriile dintr-un foc. Domestos Active Toilet Gel. Protecție sigură împotriva pericolelor care nu se văd. Sunt momente în care face orice ca să nu tușești. Ai nevoie de Pax Saladin. Sirup pentru copii, capsule pentru adulți. Pax Saladin. Te scapă de tuse. Dacă în cazul ăsta te enervezi, în ce privește apelurile sub un minut la Cosmorom, poți fi liniștit. După primele 20 de secunde, plătești exact cât vorbești. Cosmorom, un serviciu de cuvânt. Întreprinderile mici și mijlocii au obținut în sfârșit facilități fiscale, dar și acces cu prioritate la lucrări sau servicii. Executivul a adoptat azi normele metodologice de aplicare a legii privind stimularea întreprinzătorilor privați. Deși legea era adoptată de aproape 2 ani, ea nu putea fi aplicată în lipsa normelor metodologice. Facilitățile vor intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial. Despre toate acestea vom vorbi în direct la ora 23 cu analistul economic Ionuț Popescu. Sunt Alexandra Stoicescu și ne revedem la Observator după Marius Tucășov. Eu sunt depășit de problema câinilor, mai îngumă, mai în serios. E o problemă foarte complexă. Am încercat să vin în întâmpinarea celor cerute de dumneavoastră, ca cei care reprezentați aici asociațiile de protecție animalelor, dar de asemenea, pentru că suntem cu toții la urmă cetățeni în capitală, sunt și pentru ca acești câini să nu mai existe în cartier și, mă rog, văd că până la urmă va fi sub semnul întrebării doar problema câinilor care sunt sănătoși și pe care nu-i revendică nimeni și care nici nu, cred eu, nu pot fi luați pe răspundere de nu știu ce asociații, de fapt luați, trimiși la loc în cartierele în care au stat până acum. Haideți pe scurt, ca o concluzie așa, doamna Almugeanu. Ce să vă spun? Noi suntem de părere că trebuie continuat într-un ritm mult mai accelerat acest control al reproducției și întoarcerea lor în teritoriu fără asumarea responsabilității și în paralel trebuie în regim de urgență legea pentru protecția animalelor, pentru că dacă va funcționa finalmente asumarea responsabilității, este absolut necesară legea de protecție animalelor. Mulțumesc, doamnă. Fundația doamna mea, Angela Anton, președintele Fundației Numărul Omului. Aștept tratativele de luni, pentru că avem o întâlnire cu primarul luni. Sper să vină la sentimente mai bune. Adică să continuăm acest program cu eliminarea acestei responsabilități, cu care eu nu sunt de acord. Dacă va fi cazul, o să-mi asum responsabilitatea, dar eu consider că nu este cazul. Deci pentru că nu este să trimită decât câinii fără să-și asume nimeni răspunderea. Da, pentru că este o formă de a intimida populația. Păi și atunci la ce bun dacă sunt din nou câinii, vor fi din nou toți păstrăți. Bine, chiar dacă sunt domnul Ducă, dar este responsabilitatea noastră. Ei n-au fost o calamitate, ei s-au mulțit sub ochii noștri și noi suntem responsabili. Care bun, dar suntem un pic de toleranță, câțiva ani și problema va fi rezolvată. Suntem responsabili, da? Sigur că da. Bun, toți da. Suntem responsabili. Suntem responsabili, însă sunt foarte mulți cetățeni care nu vor să mai vadă acești câini. Păi nu înțeleg cum, adică nu vor să, n-au făcut nimic atât, ce fac pentru societatea asta? N-au făcut nimic atâția ani, ei s-au mulțit. Intrăm într-o discuție filozofică, ce au făcut pentru societate? Nu vor să mai vadă acești câini, așa cum dumneavoastră iubiți. Este foarte simplu, cum adică să nu vreau. Așa cum dumneavoastră iubiți animalele, există alți oameni care le urăsc, da? Eu vă înțeleg pe dumneavoastră, sau mai bine zis statul, legea, vă înțelegeți pe dumneavoastră, dar trebuie să înțeleagă și pe aia și mai degrabă pe aia. De ce? Pentru că, până la urmă, oamenii sunt victimele câinilor. Dar oamenii care iubesc animalele nu sunt victime, nu sunt traumatizați de rău care li se produce. Și ei sunt. Dar ce violență? A fost vorba de violență aici? Da. Nu a fost vorba de nimic și asta, dar avem exemple. Eu am să încerc să filmez cu o cameră ascunsă o prindere reală. Nu atunci când vine televiziunea și se filmează. Să vedeți ce traumă se produce atunci și cetățenilor, simpli trecători, chiar neiubitori de animale. Cum ați vrea dumneavoastră să-i prinde, doamnă? În primul rând cu personal specializat. Păi asta, să-mi zic asta. Performante. Noi și cu mijloace performante. Personal specializat. Bine, voi sunteți o excepție, dar aveți doi prinzători. Cu da. Păi, dar deci, da, la cu noi doi, cred asta că se pot găsi 20. Considerați că e normal. Sunt o groază de oameni care agresează animalele. Și este foarte adevărat și se întâmplă atrocități. E adevărat.
Vedeți că ăsta este argumentul major ca ei să nu fie pe stradă la îndemâna celor care pot omorâ, care pot chinui. Asta spune legislația internațională. Da? Nu poate să dispară. Ce să mai continuați, că s-a terminat? Spuneți, domnul doctor. ONG-urile trebuie să aibă o atitudine foarte echilibrată. Atitudinea, în general, față de fenomenul câinii fără stăpân ar fi nici uciși, nici suferinți, dar nici poați în fond. În asta aveți o mare calitate, sunteți un bun pedagog și un bun teoretician. Transparență și din partea... Vă termina, domnul Băsescu, dacă vă zice... Transparență și din partea ONG-urilor. Dacă îi spuneați domnului Băsescu... Să demonstreze domnului Băsescu ce fac cu fondurile pe care le primesc, dacă le primesc de la... Este foarte important aspectul ăsta. Deci transparența trebuie să fie bilaterală. Și fenomenul câinii fără stăpân din București este cu totul și cu totul altul decât fenomenul câinii fără stăpân din celelalte orașe ale țării. De acord, dar e mai mic fenomenul sau sunt mai mici fenomenele în restul țării? Domnul Arbuz, v-aș contrazice. Fenomenul este, practic, e într-adevăr, București are specificitățile lui, dar problema este aceeași în toată țara. Ea trebuie rezolvată prin mijloace umane, așa cum spuneam, respectând legislația internațională pentru protecția animalelor. Avem nevoie de o hotărâre de guvern care să... Sunteți consilierul primului ministru, da, puteți să o hotărâre de guvern privind lucrați la elaborarea acestei programului. Deja se lucrează. Mi se pare mai oportună legea de protecție animalelor. Bun, vă mulțumesc mult pentru... Prioritatea e legea pentru protecția animalelor. Deci sunt două priorități. Da, hotărâre privind gestionarea animalelor fără stăpân pe tot teritoriul țării și legea pentru protecția animalelor. Bun, vă mulțumesc tuturor pentru participare. Prima parte a emisiunii se încheie aici. Vom continua după pauza publicitară. Stați pe aproape, nu plecați. De la bun început am fost onești. N-am taxat nicio secundă în plus. Cosmorom taxează la secundă, încă din mileniul trecut. Cosmorom, un serviciu de cuvânt. Mileniul 3 începe cu voi doi și Antena 1. În februarie, Antena 1 îți oferă cele mai frumoase zile de iubire. Dacă te-ai îndrăgostit și vrei să afli toată lumea, dacă iubești și nu știi cum să spui, sau dacă perechea ta așteaptă o dovadă de iubire, sună până pe 13 februarie la 220-0084 și transmite declarația ta de dragoste. Vor fi alese 5 dintre cele mai frumoase declarații de iubire. Iar autorii lor, atenție, împreună cu perechea, vor fi invitați să sărbătorească Ziua Îndrăgostiților. Unde? Unde anume decât la Antena 1, într-o emisiune plină de dragoste și de super vedete. În februarie, zile de iubire celor dragi la Antena 1. Până pe 13 februarie. Sună zilnic la cel mai bun mesager al iubirii tale și Mileniul 3 începe cu voi doi. Antena 1. Mereu aproape, mereu îndrăgostit. Să fim serioși? De parcă se poate. Noaptea târziu râdem de ne prăpădim cu Mircea Badea și cu invitații săi. Da! Liviu Tomi, un fost pilot și prietenii tăi de la Radio Contact, Johan și DJ-ul Armand. Cine râde noaptea târziu, râde mai bine. Dacă vrei să vii noaptea târziu cu Mircea Badea, să râzi și să te distrezi, contactează-ne! Continuăm emisiunea în această seară. Colegul Puiu Găzdaru a realizat și o caricatură pe tema câinilor, care e interesantă. Va trebui rezolvată până la urmă această problemă, care dă mai multe bătăi de cap, cum se spune, în comparație cu oricare altă problemă, chiar dacă mai importantă, chiar dacă e mult mai importantă acea altă problemă. Da, bănuiesc că va fi rezolvată și că începând de la 1 martie se va pune în aplicare acest plan. Capitala, așa cum arată, cu câinii vagabenți printre blocuri și nevaccinație, nu arată precum o capitală europeană. Aș vrea să citesc câteva titluri din presa culturală înainte de a trece la partea a doua a dezbaterii. Adevărul literar și artistic, condus de Cristian Tudor Popescu, România impersonală sau despre jocheii politici. E un foarte interesant eseu, articol scris de Dorin Tudoran,
încă o dată în istoria ei, să recunoaștem, nu tocmai glorioasă, această elită intelectuală s-a lăsat călăuzită cu mult mai mult de interese meschin personale decât de responsabilități ce nu pot fi abandonate fără a fi preluate de temir cine. Și alte subiecte interesante, Observatorul Cultural, foarte multe reviste de cultură, de literatură, se ocupă de presă și de... se ocupă de mass media în general, fie că e vorba de presa scrisă, fie că e vorba de televiziune. Observatorul Cultural publică, să spunem, mai multe materiale pe tema pamfletului, pamfletul între literatură și insultă. Sunt foarte multe teme, inclusiv juridice, pe această temă. Este reprodus un pamflet al lui Tudor Raghezi din 18 ianuarie 1925. Pamfletul reprezintă un gen literal. El e un fel de a slobozi condei un răspăr. Orice personaj care poate deveni subiect de pamflet este într-o măsură oarecare ridicul prin diferența dintre calitatea lui socială, dintre așteptări și calitatea reală. Foarte interesantă această anchetă pe tema pamfletului. Contemporanul Idee Europeană, condus de Nicolae Breban și Cătălin Țârlea. Cătălin Țârlea scrie despre televiziunea publică. Aceasta avea prin 95 peste 100 de ore de emisiuni culturale pe lună, ceea ce nu era puțin și reușea să stimuleze cumva măcar interesul pentru actul de cultură. După schimbarea de regim din 1996, politica CDR și a președintelui Constantinescu a fost aceea de a comercializa televiziunea publică și de a o introduce în competiție cu televiziunile comerciale. Astăzi, ca o consecință a acestei politici, cele două canale ale TVR nu difuzează mai mult de 10-15 ore de cultură pe lună, chiar în condițiile în care competiția cu televiziune particulară a fost de mult pierdută. Foarte interesant. Dilema, mai multe pagini pe tema libertății informației, o temă oarecum asemănătoare cu cea tratată de Observatorul Cultural. Sunt câteva pagini bune pe această temă. Libertatea informației. Cenzorul, o dilemă etică, cine pe cine păzește și un titlu care mi-a plăcut, al domnului Eugen Vasiliu, de ce urăsc libertatea presei, de ce o cultiv? România literară, scrie Nicolae Manulescu despre anchetele literare făcute la sfârșitul anului trecut sau la începutul acestuia. E vorba de niște canoane care s-au inversat și nu prea, de un clasament în care se regăseau romanele secolului 20, precum și autorii acestor romane. Atât din presa culturală, trecem la dezbaterea celei de-a doua teme. Este vorba de problemele care există, divergențele existente în Alianța pentru România. Știți foarte bine, Alianța pentru România n-a reușit să intre în Parlament, a luat un procent undeva pe la 4% și astăzi această formațiune se confruntă cu oareși ce schimbări. Am invitat pentru acesta în studioul nostru pe domnul Aron Popa, președintele Comitetului Economic Național al APR și președintele Organizației Bacău, și pe domnul Doru Viorel Ursu, președintele Organizației APR București. În fapt, sunt două curente, unul de a trece partidul mai la centru-dreapta, iar altul de a rămâne sau a trece partidul la centru-stânga. Domnul Aron Popa, dumneavoastră, pentru ce sunteți? Pentru a stabili o ideologie clară a partidului, să-l poziționăm pe eșichierul politic și centru-centru-dreapta cu o ideologie social-liberală. Adică la centru-dreapta? Da. Mai la stânga, mai la stânga decât liberali. De ce ați hotărât acest lucru? În urma rezultatului alegerilor? Nu. Acest lucru a fost hotărât de la înființarea partidului din 1997. În program, la vremea aceea, se stipula foarte clar că partidul este un partid social-democrat modern, european, iar în sfera economicului, influențe liberale se regăsesc în toate programele pe care noi le-am elaborat până acum. Am înțeles. Domnul Doru Viorel Ursu. Problema este cu totul alta. Se pare că asistăm la sfârșitul lamentabil al unei cariere politice care părea promițătoare. A încă liderului Alianței pentru România, pentru că gestul firesc, care nu ne-ar fi pus acum colegi în fața unei asemenea situații, pe 2 decembrie în sala Teatrului de Comedie, ar fi fost asumarea răspunderii, pentru că cifra cea mai proastă, cea mai cutremurătoare în partid a fost obținută în alegeri de chiar liderul său. Cifră mult sub cifra partidului ca atare. Era atât de simplu să spui
sau măcar să menții cele afirmate cu câteva săptămâni în urmă, că dacă cifra partidului va fi mai mică de două sau un număr de două cifre. Chestiunea asta este mult mai simplă. Dacă îmi permiteți... Nu vă permit, pentru că vreau să-mi permită domnul Tucă să-mi termin ideea. Vă rog, chestiunea e foarte simplă și la Tribunalul Municipiului București există un statut și un program. Nu mai la dreapta, cum mai la stânga. Partidul Alianța pentru România este un partid de centru-stânga cu o doctrină și o ideologie social-democrată. Citiți din actele înscrise la tribunal. Și din statutul încă în vigoare. Iar programul partidului spune foarte clar, valorile politice pe care le promovăm în acțiunea noastră sunt valorile social-democrației moderne. Aș putea să deci dumneavoastră vreți ca partidul să rămână la centru-stânga și să plece domnul Mereșcalo, nu să fie debarcat? Nu, nici vorba de așa ceva. Să se retragă sau ce să vreau? Eu vreau și noi, că nu sunt singur, vreau să împiedicăm această diversiune, această încercare de aruncare a partidului într-o zonă unde nu are ce căuta, numai în ideea de a mai salva o imagine sau o carieră politică a unei persoane sau unui grup. Asta e de ce vreau să intervin. Domnul Popa. În primul rând, președintele și-a asumat răspunderea pierderii alegerilor. Și-a dat demisia alături de tot biroul executiv, iar întâlnirea de la Teatrul de Comedie l-a desemnat ca președinte interimar să-și formeze o echipă, un comitet interimar, care să gestioneze activitatea partidului până la Convenția Națională, când vor avea loc alegeri. Aceste alegeri vor fi niște alegeri democratice și cred că tendința sau ideea pe care unii dintre colegii noștri o manifestă de a schimba ceva la nivelul conducerii partidului se poate manifesta democratic la această convenție. Deci la ora actuală, președintele Teodor Meleșcanu este un președinte interimar. În urma demisiei... La ora actuală, domnul președinte Meleșcanu este președintele comitetului interimar. Cât de democratic se pregătește a se face însă această alegere, o să vedeți din ce s-a întâmplat în urmă cu câteva ore. Până la ora 14 și 13 minute astăzi, primisem, așa cum era firesc, Organizația București este unul dintre organizatori, ordinea de zi. Ordinea de zi privea, la unul din punctele finale, prezentarea rezoluțiilor Consiliului Național, dezbateri pe margine și adoptarea lor. Iată ce primim la ora 14 și 13 minute, următoarele. Conferința de presă nu va avea loc decât într-o pauză și nu la sfârșitul lucrărilor, ceea ce ni se va prezenta va fi recomandarea Comitetului Interimar privind orientarea doctrinară a Alianței pentru România, Comitet Interimar format de domnul Teodor Viorel Meleșcanu și neprevăzut în statutul încă în funcțiune al partidului. Dar cu acordul Consiliului Național. Care în momentul ăla era dizolvat. Era dizolvat Consiliul Național, era dizolvat Biroul Executiv. Consiliul Național funcționează și acum. Eu încerc să-mi duc statutul. Ideea până la capăt și să-mi răbdarea să-l ascult. Pentru că eu vorbesc pe bază de documente. Deci, ceea ce însemna până la 14 și 13, dreptul firesc al unei dezbateri asupra ideologiei, asupra problemelor cu care s-a confruntat partidul, se transformă și chiar profit de acest lucru ca să rog. Pentru că noi vom cere ca presa să asiste la toate dezbaterile acestui Consiliu Național și nu la o conferință de presă spartă undeva prin într-o faptul pauză. Că se organiza o conferință de presă în pauza păi când, de, după care urmează votul asupra? După? Păi sigur. Iar votul asupra recomandării și adoptarea altor documente se face după. Asta este problema. Deci, în momentul acesta, nu mai putem discuta despre o dezbatere democratică în momentul în care noi și suntem destui. Și suntem... De ce nu lăsați presa? Nu s-a pus problema ca presa să participe sau să nu participe la aceste lucrări. Eu, din informațiile pe care le am, presa este invitată. O conferință de presă sintetizează lucrările unui Consiliu Național prin vocea președintelui sau a celor care participă. Dar altceva vreau să spun. Acel comitet interimar întrunit la Brașov a avut o participare mai largă. Au participat președinți ai organizațiilor județene din țară. S-au discutat probleme legate de orientarea partidului în viitor, s-au discutat probleme legate de ideologia partidului, de doctrină, iar votul exprimat de președinții organizațiilor județene și membrii comitetului interimar a fost un vot de natură să
pregătească o recomandare pe care o vom face în plenul Consiliului Național, ca partidul să-și păstreze identitatea, să-și păstreze structurile, să-și păstreze... Iertați-mă o secundă. Știți că eu am un stil dintre ăsta mai direct. Vin de la țară, dintr-un cartier mărginaș cu haiduci. Ne-am cu Jeanu Speță. Domnul Doru Viorel Ursu a spus foarte clar. Nu mai vrea pe domnul Meleșcanu. Asta e treaba dânsului. Stați o secundă. Dumneavoastră vreți ca domnul Meleșcanu să rămână la conducerea partidului? Bineînțeles. Pentru că am înțeles. Am două plecat alături de ultimul sondaj ne dă ieșiți din sondaj, iar liderul nostru încheie plutonul credibilității. Nu. Cu 15% înaintea lui Roman și a altor. Chestiunea este alta. Despre această problemă... Da, dar știți care e diferența între dumneavoastră și Roman sau nou, sau partidul Apereș? Ea a intrat în Parlament. Iar dumneavoastră n-ați intrat și dumneavoastră n-aveți niciun Băsescu. Spuneți. Promesă mult mai simplă. Comitetul interimar întrunit în 9-12 a hotărât că orice declarație publică care implică alianța să fie făcută numai cu acordul lui Tudor Viorel Meleșcanu. Deci asta este stare. Bun, haideți să... Eu am înțeles. Deci dumneavoastră, domnul Popa, sunteți pentru continuitate, cu în ciuda eșecului de la alegeri, adică domnul Meleșcanu să rămână președinte, însă... Să rămână președinte în urma unui vot care va fi dat de... În urma unui vot n-am zis că îl puneți cu Macaron. Mai este o problemă. Și redefinirea, să spunem, doctrinei partidului, cumva mutarea ei spre centru-dreaptă. Da. Am înțeles. Nu, mai este o problemă. Întâmplător fiind sunat astăzi de unul din membrii, pentru că domnia... Dar și dumneavoastră nu aveți ce face, răspundeți la telefon. Mai ales astăzi. Vă rog. Membrii Comitetului Interimar nici nu știu despre această recomandare despre care se vorbește. Am fost sunat chiar de când a fost făcută recomandarea asta? Păi nu există. La Brașov. La sfârșitul lunii anului trecut, da? Nu, săptămâna trecută. Deci, așa cum noi am așezat această rezoluție pentru democrație și am multiplicat-o deja în 300 de exemplare, cum multiplicasem de altfel și programul, această recomandare, domnul Popa, nu poate pune și nouă ca să putem să ne... Spune, domnul Popa. Deci, nu am recomandare la mine. Nu, proiectul de statut care se pregătește. Deci, domnul, și cu proiectul de statut recomandarea de președinte. Dar mă lăsați acum că m-ați întrebat de recomandare. Să vă spun ce domnul Popa. Prevăzut o recomandare. Recomandarea atinge câteva puncte legate de identitatea partidului, deci marea majoritate a președinților de organizații au cerut ca partidul Alianța pentru România să rămână un partid de sine stătător, cu identitate proprie, cu structuri proprii, și suntem un partid care avem structuri în toate localitățile, lucru confirmat de alegerile locale, când am depus liste în toată țara. Și de câteva județe care au plecat deja în totalitate. Sunt două județe care nu au plecat, au plecat 40 de membri și județele aveau câte 10.000 de membri. Și recomandarea este ca partidul să adopte o doctrină social-liberală și vă spun de ce. Pentru că noi am lucrat pe programe economice în ultimii 3 ani de zile. Programe economice care au fost însușite chiar și de domnul ministru. Păi și de ce n-a fost votat partidul atunci? Partidul a avut un electorat... Haideți pentru telespectatori, care... că e foarte târziu. Am înțeles care sunt punctele de vedere. Nu, asta este pentru continuitate. Considerați că eșecul partidului la alegerile din toamna anului trecut nu se datorează în special domnului Meleșcanu, președintele partidului, se datorează faptului că... Grupului de campanie care n-au știut să gestioneze această... Și de cine a fost format? Și unde a stat? De Marian Enache, de... Da, Marian Enache a fost președinte. A fost în Popa Soare, sub coordonarea doamnei Meleșcanu. De ce nu spunem adevărul? Nu știu, eu n-am văzut... Am fost, dar eu am primit o organigramă a structurii de campanie, a conducerii, și doamna Mircea Meleșcanu nu era trecut. A fost îndepărtat Marian. Problema era cine era trecut sau cine făcea campania. Campania o făceam toți. Și nu e nicio problemă, doamna Meleșcanu e o femeie de toată isprava și un profesionist în televiziune, în primul rând. Dumneavoastră sunteți... Continuitatea e la noi, nu acolo. Continuitatea este acelui care dorește, acelor care doresc. Și mă bucur că am reușit să lucrez la această moțiune și teama de ea este cea care a pus pumnul în gură în ideea de a fi înlăturată. Dar nu puteați și dumneavoastră ca domnul Marga să veniți în ziua congresului sau conferinței? Dar ce să fac prin surprindere? Eu am trimis-o pe media astăzi. Păi ați trimis-o pe media și... Și asta a fost reacția de la ora 14. Uh-huh. Noi spunem foarte clar ce vrem. Vrem să construim de data asta. A trecut timpul dării la geală. Ce să construim dacă noi polul avem social democrat, nu, polul social democrat, trebuie să adunăm apele. Asta e tema. Avem 5.000 de specialiști, avem 5.000 de aleși locali. Sau nu putem să renunțăm la duc unul câte altul. Eu am înțeles exact ceea ce vreți dumneavoastră. Acum vine cu o nuanță în plus domnul
domnul Doru Viorelos. Domnia sa spune că este pentru formarea Polului, deci afirmarea apartenenței noastre, acolo unde ne este locul și unde numai așa putem funcționa. Sunteți împotriva acestui loc. La doctrina social-democrată, deci suntem pentru deschiderea dialogului cu Polul Democrat Social, participarea ca entitate politică distinctă la constituirea acestui pol, care acum se produce prin procesul pe care PDSR-ul și PSD-ul l-a inițiat, și clar aici nu convine foarte mult, sprijinirea politică a guvernului Adrian Năstase în realizarea climatului de stabilitate politică și aplicarea măsurilor sociale-economice care să asigure României integrarea rapidă în structurile europene. Asta dorim. Dumneavoastră? Deci ce vă spuneam? Vrem ca partidul să-și păstreze... Nu. Dacă dumneavoastră doriți ceva în ideea alinierii sau alipirii sau formării sau lăgirii Polului social-democrat, democrat-social. Ca să fim consecvenți ideilor și dorințelor celor care ne reprezintă în teritoriu, aceștia au solicitat în mod expres ca partidul să rămână un partid de sine stătător. Suntem deschiși oricărui dialog. Asta exclude participarea la Polul Democrat Social, exclude tocmai afirmarea identității prin participarea la problema unei fuziuni prin absorție. Deci APR-ul dispare. În urma construirii acestei... A dispare și PDSR-ul. Spune, domnule, dispare? Păi dispare PDSR-ul în viitor, în momentul în care platformele se așează, va fi Partidul Social-Democrat. Din PSDR, din PDSR. Problema e alta. Sunteți împotriva acestei fuziuni. Noi suntem pentru păstrarea structurilor proprii și să deschidem o cale a dialogului cu toate partidele aflate fie în stânga, fie în dreapta noastră. Am înțeles. Bun. Eu vă mulțumesc pentru participare și vă doresc succes. Când are loc? Sâmbătă și toată presa este invitată, iar nu dorim să participe. Sâmbătă unde, la ce oră? Sâmbătă la ora 10, la sala Arcub. Arcub. Unde e sala Arcub? Arlus. Am înțeles. Bun, vă mulțumesc și vă doresc succes la această întâlnire, din care partidul, la urma mea, trebuie să iasă întărit, nu? Pentru că asta vă doriți. Asta e scopul. Bun, vă mulțumesc mult. Emisiunea noastră se termină aici. Ne vom întâlni din nou luni, la aceeași oră 22. Până atunci, Marius Tucă vă spune, ca de obicei, țineți aproape.